5 mai, Ioan 3, 19-21. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să i se rate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Vino dar la lumină. Dumnezeu a făcut totul ca oamenii să poată fi salvați. El a jerfit ce a avut mai drag ca să ne mântuiască. Acum omul este la rând. El trebuie să se decide dacă primește ce a pregătit Dumnezeu, ori trece pe lângă această mântuire, fără să o ia în seamă sau chiar o respinge. De fapt, ar trebui să ai impresia că dacă Dumnezeu a făcut așa un dar, normal ar fi ca toți să primească oferta și să se lase salvați. Din păcate, nu este așa și cuvântul lui Dumnezeu ne arată și motivul pentru care este astfel. Isus nu este numai mântuitorul lumii, ci El este și lumina ei. Acea lumină care a venit în lume ca să lumineze pe fiecare om capitolul 1 cu 9. Cine este confruntat cu Isus, acela se întâlnește cu Mântuitorul Divin, dar și cu Lumina Divină. Lumina intră fără iertare în inimile oamenilor și descoperă orice păcat, tot ce nu coincide cu Dumnezeu. Atunci și aici se naște marea decizie. Unii se bucură. El lasă lumina lui Dumnezeu să aducă păcatul la suprafață și găsesc iertare sub cruce primind ispășirea vinelor prin credința în jertfa lui Isus și o rup cu păcatul. Ceilalți fug de lumină, nu doresc nici să se descopere păcatul lor, nici să se lase de el. Ei iubesc întunericul, păcatul, mai mult decât lumina, ființa lui Dumnezeu. Ca urmare, unii vor fi salvați, iar ceilalți, cu toată dragostea lui Dumnezeu, vor fi pierduți. Și tu ce faci? te lași salvat sau mai ții tare de păcatul care îți va aduce condamnarea veșnică. Dar de ce să ții de păcat? El este de vină de toate necazurile din lume și îl duce în final pe toți cei care cred în el, în iad, la pierzare veșnică. De aceea nu lăsa ca păcatul să te mai robească, nu mai poposei în țara Întunericului, aleargă chiar azi în brațele lui Dumnezeu întinse către tine. El te așteaptă și vrea, asemenea fiului pierdut din pildă, să te lași în brațele lui. Pe căile păcatului poți doar să pierzi, și în final se pierde totul. Dar pe căile lui Dumnezeu vei câștiga totdeauna și vei găsi pe ele viață veșnică. De aceea fii și tu un om înțelept. Hotărăște-te împotriva păcatului. Hotărăște-te pentru Dumnezeu și atunci vei afla ce poate el să-ți dea. Viață! fericire, bucurie, adăpost și viață veșnică.